Zilele libere, tot mai multe, și mini-vacanțele pun pe jar angajatorii, dar aduc venituri frumușele în turism. Românii mai au parte de o mini-vacanță și anul acesta, la începutul lunii decembrie. Și interesul mai mare, lumea știe că are mai multe zile și atunci nu vin un weekend, legate și cu weekendurile. Nu mai vin două zile, vin trei sau patru zile, mă rog, când depinde de situație. Încă de anul trecut, vacanța care se leagă de ziua liberă 1 decembrie a însemnat o creștere pentru noi cu circa 20% a vânzărilor în această perioadă. Desigur, stațiunile de la munte... Noua fiță o reprezintă city break-urile în capitalele europene. Avantajul este că aceste vacanțe sunt scurte, iar românii optează pentru ele deseori când au un weekend prelungit. Dar zilele libere, date de stat, determină oamenii să călătorească și în țară. Vânzările de pachete de călătorie în țară au crescut într-un an cu 5%. Asta reprezintă în cifre 100.000 de euro. Influențează pozitiv îndeosebi destinațiile turistice interne. Atunci oamenii iau decizia on the spot, să spunem așa, pentru a-și prelungi o vacanță planificată sau pentru a construi o vacanță neplanificată având în vedere zilele libere. S-au observat creșteri pentru pachetele de tip city break, având la dispoziție și soluții de zbor, multe, deosebi în orașul nostru, se pot lua astfel de decizii și se pot găsi oferte la prețuri chiar foarte interesante. Specialiștii în resurse umane spun că mulți români își atașează încă două sau trei zile de concediu față de zilele libere date de stat. Un avantaj că pot să își atașeze față de o zi de sărbătoare legale din mijlocul săptămânii câteva zile înainte sau după și să facă un mini concediu fără să se ducă în așa condiții de deficit de personal, să se ceară 5 zile sau poate chiar 2 săptămâni în concediu și să iasă din ritmul întregii companii. Cu cât sunt mai multe concedii scurte, cu atât angajații se odihnesc, dar nu-și pierd concentrarea. Patronii firmelor ies cel mai prost din această poveste. Pentru angajator, în primul rând, este o afectare negativă a părții financiare, pentru că cei mai mulți oameni preferă că atunci când sunt aceste zile libere să profite de ele și să iau o mică vacanță. Încasările noastre fiind mai reduse și costurile salariale mai mari, pentru că zilele libere sunt plătite dublu. O parte plătite dublu, o parte încercăm să le dăm zile libere, însă acest lucru creează și frustrări la nivelul angajaților. Unii dintre ei lucrează în acele zile, primesc mai mulți bani sau zile libere, dar alții pot să profite de aceste zile, cum spuneam, și poate să meargă într-o vacanță. Este un dezavantaj clar, pentru că în ultimii ani suntem nevoiți să facem targete și cifre de afaceri în 20 de zile lucrătoare în loc de 21-22. Și am văzut și la angajați că deja se simt, mai ales în companiile unde oamenii sunt foarte uniți, se simt cumva stânjeniți și presați de faptul că s-a mai introdus o zi liberă. În 2018, românii au parte de 11 zile lucrătoare libere oferite de stat pentru cele 13 sărbători legale.